Fermierii au protestat pentru a doua zi în această săptămână în pofida ajutorului care le-a fost oferit de către autorități într-un an de criză. În timpul manifestației în fața agricultorilor au ieșit mai mulți deputați PAS și ai platformei DA, care au ținut discursuri la microfon. Cerem să ne dea un mic ajutor de 3.000 de lei și noi plecăm reprezentanții și de acolo nu ieșim. Ori 3.000 de lei și toate amendamentele aprobate, ori jos Parlamentul. Fermierii nu s-au limitat doar la declarații și lozinci. În scurt timp, protestul a degenerat în îmbrânceli și lupte cu forțele de ordine. Apoi, mai mulți agricultori la volanul tractoarelor au încercat să rupă cordonul poliției. În consecință, câțiva oameni ai legii au fost răniți. Unul este călcat cu roata tractorului pe picior, ceilalți doi au lovituri în burtă și la cot. Mai mult nu pot să vă spun că nu sunt medic. În scurt timp, la fața locului a ajuns și un echipaj de urgență, însă protestatarii au blocat trecerea ambulanței. Într-un final, când medicii au reușit să ajungă la victimă, au constatat că polițistul avea o fractură de picior și contuzii în zona pieptului și abdomenului. Potrivit doctorilor, un alt ofițer de poliție s-a ales cu o comoție cerebrală și vânătăi în zona feței. Al treilea angajat al poliției are contuzii la nivelul toracelui și abdomenului. Poliția a emis un comunicat de presă în care le-a cerut protestatarilor să mențină ordinea și, nu mai puțin important, să respecte măsurile epidemiologice care au fost încălcate în cadrul protestului de astăzi. Datorită apariției mai multor declarații publice despre necesitatea de a protesta agresiv, poliția solicită manifestanților să își exercite în mod pașnic dreptul legitim de autoexprimare. Respectați măsurile epidemiologice și evitați apelurile la violență, agresiune sau orice altceva care ar putea afecta siguranța cetățenilor. Din cauza blocării bulevardului Ștefan cel Mare, transportul rutier public de pe 5 linii a fost redirecționat pe alte trasee, iar ambulanțele au fost nevoite să-și schimbe itinerarul. Pentru încălcările comise pe numele participanților la protestul de astăzi au fost pornite procese penale. Aceștia riscă procese contravenționale pentru încălcarea prevederilor regulamentului circulației rutiere. Pe aceste cazuri, pe acțiunile care au fost întreprinse de către protestatari, au fost pornite două procese penale. Se acumulează toate probele necesare pentru a primi decizie pe marginea acestor acțiuni ilegale. Eu nu cred că în autorizația pentru protest acești protestatari au primit permisiune să urce cu tractoarele pe scările Parlamentului. Mai ales că aceste tractoare sunt cumpărate inclusiv din impozitele care le plătesc polițiștii, învățători, medicii, oameni de cultură, pentru că aceștia care sunt în fața Parlamentului impozite nu plătesc. Sau dacă plătesc acel la Ștefan Vodă, plătește un leu și primește înapoi 3. Eu nu cred că societatea noastră este gata mai departe să luăm bani de la învățători și medici să le plătim la liderii agricoli. Acum o oră, în fața protestatarilor, a ieșit Radu Mudreac, președintele Comisiei pentru Agricultură din cadrul Parlamentului. Acesta a explicat manifestanților că s-au identificat bani pentru a satisface doleanțele agricultorilor. Se exclude pentru anul 2021 din politica bugetară fiscală ATBA. Eu un exemplar îl înaintez aici ca să-l aveți. Doi. Noi înțelegem, suntem într-un an deloc nu ușor. Un an deloc nu ușor nici pe o direcție. Pandemie, secetă, alte probleme. Identificarea cărorva surse suplimentare nu este simplă. Dacă ne îndreptăm în care sector în Arvie, toate au fost afectate de pandemie. Și toate sunt afectate economic ca urmare a pandemiei. Astăzi au fost identificate o sumă de bani ca urmare. Jumătate de oră în urmă, în Parlament a fost votată anularea legii privind achitarea acelui miliard furat și procentele anuale de către guvern. În două lecturi. Acum, în bugetul pentru anul 2021 sunt deja stipulate 607 milioane pentru achitarea procentului și 260 de milioane pentru achitarea datoriei de bază. Ca urmare, anulări în două lecturi, încă o dată menționez cu jumătate de oră în Parlament, au devenit libere aceste sume. Deja legea va fi aprobată. Guvernul urmează să fie realocate de la un articol, la alt articol de cheltuieli, ca să poată fi achitate acele pagube a seștii. Menționăm că printre protestatarii de astăzi s-au aflat și combatanți.